unei familii care se vrea familie, dar care are interzis de la socrii. Vorbim despre o iubire interzisă. Este povestea tristă de dragoste a lui Ion, un tânăr de 24 de ani, și a Luminiței, iubita sa cu 11 ani mai în vârstă, dar și mama a 3 copii. Cei doi spun că nu pot trăi liniștiți, și asta pentru că socrii nu vor să-i mai primească în casa lor. De cealaltă parte, soacra tună și fulgeră când aude de Nora, care parcă spune ea i-a spălat creierul fiului, băiatul care ar fi sărit chiar și la bătaie, doar de dragul iubitei cu 11 ani mai mare. Ca să înțelegeți întreaga poveste, vă rog, priviți imaginile ce urmează. Chiar îmi doresc să-mi fac o familie. E tot ce vrea Ion. Tânărul de 24 de ani visează la o familie cu Luminița, o femeie cu 11 ani mai mare decât el și cu 3 copii după ea. Sunt stare să mă duc să mă mor. Și asta pentru că cei doi nu pot fi o familie. Luminița, femeia de 35 de ani, plânge neîncetat pentru că nu are liniște din cauza socrilor, acuză ea. A amenințat soacra dumneavoastră cu moartea? Da, în curte. M-a omorât, dar e frică că merge la pușcărie. Ea este vinovată pentru că nu mă lasă să stau cu el. Nu mă suportă că zice că sunt mai mare ca el. Și am 3 copii. Ani chiar nu contează cum iubești sau vrei să-ți faci o familie. Ea vrea doar ca să ne despartă. Când a văzut că facem și noi fundația la casă, nu ne-am apucat. Că nu, să nu mai facem nimica, că eu sunt o vrăjitoare. Numai rău, atâta știi să fac. Altceva nu. Doar că părinții lui Ion au și ei varianta lor. L-o prostit deodată. Ce-i spune el, ce faci el? Dacă spune-ți de în cap, îți dă în cap. Am liniște, asta vreau, la bătrânețe să am liniște. Cu inima frântă de durere și cu lacrimi în ochi, cei doi părinți susțin că viața li s-a schimbat dramatic după ce Ion, fiul lor, le-a adus în casă pe femeia cu 11 ani mai mare, pe care el o iubește. Eu vorb niciodată, murdar, adică cu fata asta l-a influențat. Mă fac și femeie ușoară. Ca mamă, te doare că... vorbele este. Mai gine, ne-am dorit să mor când văd că nu mă respectă. Nici tatăl lui Ion nu e de acord ca fiul lui să aibă o relație cu Luminița. Nu știi nici mâncare să facă. Dar nu faptul că Luminița nu ar fi femeie de casă le-a pus capac părinților, ci minciuna, susțin ei. Eu n-am știut că are 3 copii, am știut că numai unul are. Mai mult, soacra Luminiței spune că Nora nu s-ar mulțumi doar cu fiul ei. Am bănuit niște treburi cu soțul, că mă trimitea la Sifoane, tu mai ești pe vale, la... ia. Nu te duci să iei un sifon? Ne-am închipuit, eu știu zic, ce vrea asta. Și scopil chiar mă prostește să mă duc. Soacra dumneavoastră ne-a spus că ați avut o aventură cu socrul dumneavoastră. Este adevărat? Nu este adevărat. Merg oriunde vrea. De ce credeți că ai inventat asemenea vorbe? De ce? Nu știu. Poate să pui fiusul, cum se spune, botul. Pe lângă faptul că Luminița ar fi vrut să aibă o relație amoroasă cu socrul, după cum chiar soacra acuză, tot femeia de 35 de ani i-ar fi spălat creierul iubitului, care parcă nu vrea nici în ruptul capului să se despartă de ea. Este arisul în viață să-l influențeze, să-mi dea în cap. O sări la bătaie la mine, era un băiețaș care a fost aici așa, m-a scos din mâinile lui. Cât despre casa unde vor sta cei doi îndrăgostiți. Eu cu el n-am avut nimic și nici nu am nimic. Dacă o lasă pe el, pot să vii să-și fac casă. Dacă nu, nimic. Despre acest subiect voi discuta acum cu soacra celor doi îndrăgostiți, doamna Valentina Gologan, care este în legătură directă cu noi. Este pe Facebook în legătură directă. Bună seara, doamna Gologan! Bună seara! Doamna, am văzut și noi pe scurt povestea și vreau să vă întreb, dumneavoastră, de ce nu sunteți de acord cu această relație? Care este motivul principal? Doamna, drept vă spun că eu am mai fost la cineva aici în sat și am auzit că l-a înșelat pe fiul meu și de asta nu mai sunt de acord. Și... dar dumneavoastră nu sunteți de acord cu această relație sau nu sunteți de acord ca ei să-și facă o casă în curtea dumneavoastră? Că am văzut deja că și-au turnat fundația. Copii acolo și mă doare, știi, mine, și eu sunt mamă. Cum să învețe copiii acolo așa la soț să-i întrețină soțul și ea cu și întrețină? Că e și alocația la toți trei, ea îi pusă pe card alocația. Deci ea mai are 3 copii și copiii au rămas la fostul ei soț? Da, soțul ei prin Anglia o plăti bună, am înțeles, cu 10 milioane pentru să aibă grijă de 2 copii. Și dumneavoastră vi
se pare că dacă ea și-a părăsit acum pe fostul soț și copii, la fel va face și cu fiul dumneavoastră, în cazul în care vor fi o familie? Păi, doamnă, dacă are copii, ea nu-și mai dorește. El cred că își dorește copii cu ea, dar ea nu cred că o să mai fie de acord să-i facă și lui un copil sau... Dar spuneați că ar fi sărit la bătaie, ea sau fiul dumneavoastră din... Fiul meu, când a fost plecat aici așa la anul trecut la cineva în gazdă, o sări la bătaie, eu vor fi murdar, nu pot să spun, dar că să-mi fac în ea așa, cu tare. O vreau să mă bată și s-a băgat un coleg, un prieten de-a lor, de-a lui fiul meu ăsta care lucrează cu el la GBA. Da, spuneați că aveți impresia că această femeie, Luminița, i-ar fi spălat creierul băiatului dumneavoastră. De ce ați făcut această afirmație? Păi dacă aud din satul, i-a spus, băi, uite și te-o înșela cu tare, nu, că mănânc din gură, mănânc rahată cu tare. Și nu crezi, nu mă crede pe mine, că eu vorbesc ca iurea și nu știu ce. Ați mai acuzat-o că i-ar fi făcut avansuri sau chiar ar fi încercat să-l ademenească pe soțul dumneavoastră? Băi, doamna, așa mă trimite la Sifoane ca să... Eu știu ce avea ea în cap, că băietul nu era acasă când o venit ea. Eu m-am dus și am întâmpinat-o la gară, la Tecuci. El era la muncă, la Timișoara, nu știu unde era. Păi, dumneavoastră n-aveți încredere în soțul... Până, sau două băieturi de la muncă. Dumneavoastră n-aveți încredere în soțul dumneavoastră? Adică el ar face așa ceva? Băi, în ea am înțeles că n-aveți... La un pahar de băuturi, eu știu că era o leagă cipit, eu știu și... Haideți să vedem însă ce spune Luminița, pentru că este acum o legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, Luminița! Bună seara, doamne! Luminița, eu vorbesc acum cu, nu știu, potențiala ta soacră. Înțeleg că ea nu vrea să-ți fie soacră, nici tu nu vrei să-i fii noră. Dar cum rezolvați situația asta? Dar îmi pare rău ce spune, dar nu este adevărat, doamnă, credeți-mă. Nu este adevărat să mă acuză cu albătră. Nu este adevărat, dacă vreți să mă credeți dumneavoastră. Nu este adevărat. Ce vrea să fac ca să mă creadă pe mine? Că nu este adevărat ce spune. Bun, dar dincolo de diferența de vârstă, că tu ai 35 de ani și băiatul are 24. Să spunem că nu e ceva ce n-am mai văzut, se întâmplă și la case mai mari. Ai 3 copii pe care i-ai abandonat și pe care îi crește fostul tău soț? Nu, i le-am dat eu. Este de un an jumate, să zic, 2, pentru că n-am mai avut cu ce să-mi cresc, în primul rând. Pentru că eu am crescut copiii 13 ani, tata lor lucră în Austria, are o firmă deschisă acolo, și tata lor a spus, Luminița, vrei să-mi dai mie copiii pe amândoi, băiatul și fata? I-am zis, da. Și atunci tata lor le-a făcut o casă în Cireșul, aparținând de Lugoș, Timișoara, le-o plătit o bună și bună are grijă de copii. Bun, dar tu ce vrei cu acest băiat? Vrei să-l iei de soț? Vreți să vă întemeiați o familie și să vă faceți o casă? Niciodată în viața mea, dacă vream, puteam la orice oră, în primul rând. La orice oră. Dar omul este însurat, are nevastă, are un... Nu, te întreb acum de actualul tău iubit, de băiatul doamnei Valentina. Ce? Vrei să-l iei de soț, să faceți o casă împreună? Da, bineînțeles, zic, și stau, doamne, pentru și de fantezii stau. Ori până aici nu mai găsam și l-am găsit, am pe el, vreau să fii soțul meu, adică să-mi fac ceva în viață, n-am venit, gata, l-am găsit pe el, că este și în Timișoara, este, păi... în altă parte. Și în... Deci e clar că nu ai cum să faci casă bună cu soacra ta în condițiile astea și poate că ar trebui să vă faceți casă, dacă vreți neapărat să fiți împreună, în altă parte, nu în curtea... Da, socrilor tăi. Unde să mă duc, doamna Mirela? Hai spune și dumneavoastră, unde să mă duc în păi, altă parte? Păi, dacă vă iubiți unde? Și socrii nu vă vor în casa lor, nici cu forța nu puteți sta în casa oamenilor. Că ei au zis că vor liniște. Cu forța, doamna Mirela, am înțeles, nu mă suport, am plecat, n-am jenit-o, făceam anjura în toate feluri. Bun, deci doamna Gologan, înțeleg că n-au unde să stea, dar nici dumneavoastră nu-i mai primiți în casă. Deci dacă se iubesc, să se iubească... Sunt copii prea multă. Am o nepoță pe care o cresc, am înțeles. Cu copil pe capul meu. Deci dacă se iubesc, să plece de la dumneavoastră din curte. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Nu mai putem continua acum acest subiect, însă...